Înainte de Crăciun, în ultima deplasare pe care am avut-o la București, am reușit să semnăm în cadrul Programului Național de Redresare și de Reziliență un contract important pentru Primăria orașului Teiuș. Este vorba de programul finanțat prin componența 5, GIS, planuri urbanistice generale sau alte tipuri de documentații pentru primării. În aparență este un lucru simplu, în realitate nu este chiar așa. Proiectul este în valoare de peste 1,4 milioane de lei, ceea ce ne va permite să economisim bani serioși din visteria bugetului local și să ne putem dirija acești bani către ceea ce dorim să facem, către documentațiile specifice primăriei, iar banii din bugetul local să-i dirijăm în mod obligatoriu către alte tipuri de lucrări sau către alte lucruri mult mai urgente și mult mai necesare. De asemenea, suntem pregătiți să depunem în cadrul proiectelor sau programelor care vor apărea noi tipuri de proiecte, în special cele legate de canalizare, în așa fel încât la nivelul orașului Teiuș să putem să finalizăm această operațiune extrem de importantă de conectare a fiecărui cetățean din oraș la rețeaua publică de canalizare și în așa fel încât fiecare cetățean să aibă acces la rețeaua de apă, totul în dorința de a asigura un trai civilizat, un trai confortabil pentru concetățenii noștri.